ăsta funcționează sau mi se pare mie? Da, funcționează. Vrei să vă dau? Dobitocule, tu îți bați joc de mine, de banii statului? Păi unde ai pus tu parcul de distracții, mă? Păi unde să-l pun în sat? Nu așa trebuia? Nu e pentru copii? Mă, cretinule, cum să-l pui în sat? Să vină toți copiii să se joace în el? Să se dea în leagăne? Păi nu așa trebuia să... Mă, handicapatule, păi ce exemplu dai tu, mă? Tu nu vezi cum a ieșit? Nu a ieșit frumos? Păi frumos ne trebuia nouă. Dobitocule, cum de te-am lăsat de capul tău? Nu, evident că nu ne trebuie frumos. Trebuie să fie o dărăpânătură, o căzătură. Păi ce exemplu dai tu, mă, cretinul, la generațiile viitoare? Data următoare o să vrea să fie și mai frumos. Tu stai seama în ce ne-ai băgat? Bun, și cum trebuia să fac, domn prefect? Trebuia să-l înconjori cu sârmă ghimpată, mă, boule. Să-l pui într-un câmp la mama a dracului. Într-o pârloagă tu-i paștele măsit de parc de distracții, la 100 de kilometri de orice drum cu oameni în el. Păi de asta au nevoie copii, de parc de distracții, mă? Păi nu e pentru copii? Nu, mă, cretinule. Păi ce, copii au nevoie de distracție? Ție ți se pare că viața e o distracție? Ei trebuie să învețe de mici că viața e nasoală, măi, un rahat. Tu trebuia să faci un parc de rahat, înțelegi? Pricep tu, vită încălțată ce ești, de rahat. Eu am crezut că trebuie să... Păi ce, noi ne-am distrat când eram mici? Noi ne-am distrat, mă, nu, am suferit, mă. N-am avut nici parc de distracție, nici leagări, nici școală. Și uite ce am ajuns. Prefecți, miniștri, parlamentari, prim-miniștri. Unde sunt ăia care se distrau când eram noi mici, a? Sunt la mila noastră, mă. Că noi dăm legile. Vă rog să-mi iertați, dar nu m-am gândit la asta niciodată. Pe cum să te gândești tu? Cum? Păi dacă le faci parc de distracții la copiii ăștia, bă, li se urcă copilăria la cap, bă, și după aia... După aia ies în stradă, se țin de proteste, hashtag rezist. Și cel mai grav, să fac corporatiști când se numai. Păi tu vrei să ai copii de corporatiști în sat, mă? Zi-mă, boule! Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți!